în România se poate. După ce că a venit cu întârziere trenul spre Bârlad, mai stăm de 40 de minute și aici la unde se vede, pentru că a picat un cablu. E un cablu la nivelul căii ferate, picat din stâlp de sus. Na, de unde poate fi picat? Au anunțat ce trebuie să anunțe, dar au venit cu viteza luminii. Nu cred că, nu știu. Chiar sunt curioasă să văd când or să vină, dacă or să vină de la RNL, având în vedere că și-au terminat programul. Sau, mă rog, au și urgențe ăștia. Or fi avut și urgențe, cine știe. Să vină, frate, că eu trebuia să mă duc să fac ceva cumpărături și să vină îndărăt cu 7:30 sau 8. Acum ajung, dar mai ajung, nici nu ajung, nici nu mă întorc. Stau aceea în... la canton. Vouă vi s-a întâmplat vreodată așa ceva? La mine a doua oară, în sensul că anul trecut, cam tot pe timpul ăsta, am fost ținuți aproape o oră la Lungești pentru că a lovit trenul o mașină. Acum cablu s-a destrins din stâlp și stă puțin mai sus de linie. Oh la la! Voi ce credeți că trebuie făcut? Nu, mecanicul și-a făcut treaba, a anunțat ce trebuie anunțat, dar aia vin de parcă să duc.